Găsit. Astăzi avem o poveste cu puțin Crăciun și cu o pisicuță, pe nume Norișor, pentru că a căzut din cer. Când am venit pe lume, am descoperit că am o mamă și trei frățiori. Locuiam cu toții într-o casă frumoasă. Toată ziua ne jucam, mâncam și dormeam. Într-o zi, copiii din casa în care locuiam i-au dat pe frățiorii mei unor prieteni de lor, Apoi m-au luat și pe mine. M-au pus într-o cutie de pantofi de care au legat niște baloane mari și mi-am luat zborul. Așa a început călătoria mea către o destinație necunoscută. Dar, o pasăre a spart în joacă baloanele și am început să cobor ușor. O lovitură puternică mi-a dat de înțeles că aterizasem. Un cățeluș s-a apropiat de mine și m-a lătrat amuzat. În cădere mă lovisem la o lăbuță și nu mă puteam mișca. Au venit și doi copii. M-au luat în brațe și zâmbind mi-au spus O să-ți spunem norișor, pentru că ai căzut din cer. Ce blană moale ai! Mi-au îngrijit lăbuța și m-au așezat pe un fotoliu comod în fața unei păsărele care mă întreba într-una Tu ai căzut din cer? Da, dar am aterizat prost, am răspuns eu. Spre miezul nopții m-au trezit patru șoricei ca să-mi ceară voie să se joace cu trenulețul copiilor. Mi-au oferit, în schimb, o friptură. Dar șoriceii nu se jucau cu trenulețul, ci cărau cu ei fructe, brânză, carne și pește pe care le furau din frigider. Chiar și biscuiți. Hm, ce lacomi! Cărau totul printr-o gaură care dădea în hambar. Toate acestea însă le-am aflat mai târziu. Dimineața următoare, punctual și fericiți, șoricei și mi-au mai adus o friptură suculentă. Surprinzător, în seara aceea am găsit castonul de mâncare gol. Nu mi-rămânea decât să aștept friptura de la șoricei. Zilele au trecut, iar mâncarea nu mai apărea. Dacă vrei o explicație, du-te la câinele, Tom, i-a spus pasărea. Câinele avea în fața sa o supă caldă. Tom, de ce nu-mi dă nimeni de mâncare? am întrebat eu. Păi, ai fost luat și îngrijit, și drept recompensă, nu gonești șoricei. Ce fel de pisicuță ești tu? I-am explicat lui Tom cum stăteau lucrurile cu adevărat. Deodată am auzit zgomote ciudate în casă. Am luat-o la fugă pe scări, dar cum am intrat în cameră, șoriceii au tras cu tunul de jucărie în mine. Și apoi au dispărut ca prin minune. Tocmai îmi declaraseră război. Dar ce să fac? Soluția a venit de la pasăre. Ascultă, Norișor, mâine este Crăciunul. În braț sunt atâtea dulciuri. Eu am un plan. Lasă-mă să ies din cușcă și te voi ajuta să-i prinzi pe șoricei. Am acceptat. Apoi i-a zburat pe crengile cele mai înalte și a luat de acolo caramele, bomboane și ciocolățele. Chiamă-l pe Tom, va trebui să ne ajute. Tom a dat jos colivia pe podea. Am pus în ea toate dulciurile și am lăsat ușa de la colivie deschisă. Am așteptat ascunși să vină miezul nopții. Au apărut șoriceii și când au văzut dulciurile, au început să le mănânce cu poftă. Acum e rândul tău. Închide colivia și vor fi prizonierii tăi, mi-a zis pasărea. Mi-am adunat toate puterile, am țâșnit și am închis dintr-o lovitură ușa. Șoriceii, chiță, iau disperați. Tom lătra, pasărea ciripea. Toți au venit speriați, alarmați de zgomot, dar li s-au luminat fețele când au văzut șoarecii în cușcă. Am petrecut așadar un Crăciun frumos, în care a fost din belșug. Și șoriceii? M-am apropiat de colivie, m-am zburlit, mi-am înfoiat coada și m-am răstit la ei. Tom a deschis colivia și șoarecii au rupt-o la fugă. Nimeni nu i-a mai văzut de atunci. Aceasta a fost povestea de astăzi, cu pisicuța Norișor și cu puțin Crăciun. Și vă dorim și vouă! Dragi copii, un Crăciun cât mai frumos alături de părinții și bunicii voștri. Pe data viitoare! <fixi>